Aș vrea să vă salut, bună ziua, domnul primar ales, domnul Trei. Aș vrea să mă întreb dacă ați luat cunoștință de petiția depusă din noi, într-un număr de 43 de semnături, depusă și data de 28. Aflația. Vă răspund. Spuneți tot ce aveți de spus. Vă spun la urmă. Da, răspund tot cum am spus de data. Da, am luat la cunoștință. Acum aș vrea să revin un pic la ziua de ieri. Vă rog. Răspunsul final însă l-a tras la sfârșit, deci știm toți că ați avut o campanie electorală foarte frumoasă, cu băi din mulțime, cu proiecte constructive, promisiuni, nevoile cetățenilor pot fi fiecare rezolvat de parte, dând dovadă de un om cât de cât bun, interesat în problemele cetățenilor. Și acum o primă întrebare ar fi, vă rog să-mi dați un răspuns la subiect concret, ce v-a determinat să ajungeți la nivelul ăsta în act de aroganță și aptitudinea asta aspirătoare față de cei care v-au ales? Asta e tot? Mai aveți întrebări? V-am dat să dați un răspuns. Vă răspund la urmă. Nu permite asta. După ce v-ați întrebat. Dacă îmi permiteți. Vă rog. Să ne lămuriți cu privire la statutul garajelor din spatele blocurilor P5 de pe strada Primăverii. Deci, în intervalul liceului Eminescu, strada Octavul Eminescu, statutul acelor garaje. Noi suntem deținătorii acelor garaje și, din ce am aflat în presă, autoritățile locale au intenția de a le distruge. Vă rugăm frumos să ne explicați dumneavoastră care este statutul și de ce s-a ajuns la a fi distruse și ce se pune în loc. Și am avut o problemă. De ce ne-ați afirmat jos? Că veți dărâma și uitați, avem aici și presa să puteți să ne confirmați treaba asta, că veți dărâma toate garajele din Botoșani, nu doar cele din zona Eminescu, de acolo. Vă rog să confirmați aici la presă ca să știi tot orașul treaba asta. Nu s-au ajuns, sincer. Și da, știi ce s-au ajuns, adică cele cu legumii plini rămâși și cele cu mașini de vii dărâmați. Și cele cu legumii chiar se plătește chirii, dar săracii câștigă un ban, domnule. Ai omorât două familii, gândiți și-o la garaj. Vă rog să confirmați cum ați apresat, cum ați fi demolat cu toate garajele din Botoșani, cum ați afirmat ieri jos, public, în fața mea. Cum ați început, ați ales prima dată la ele? Care e ce principiu? Toți avem dar s-a filmat în presă, în mod abuziv, că taxele pentru garaj de concesiuni sunt modice. Asta este un lucru fals, datorită faptului că eu pot să vă pun la dispoziție cu dovezi cu prețul pe care îl plătesc eu la concesiune nu este deloc modic, adică 70 de lei pe metru pătrat, deci nu mi se pare modic. Nu e un preț modic, așa cum s-a spus în presă. A doilea lucru s-a spus în presă că garajele n-au autorizări, nu au intabulări, nu sunt cu actele la zi, nu se păstrează mașini în garaje, că se pun murături în garaje, ceea ce este un lucru fals. Nimeni nu a fost acolo să vadă, să controleze garajele respective. Că cum se pot afirma genul ăsta de afirmații în presă, că nimeni nu a venit acolo să facă un control, să vadă, băi, este mașină în garajul ăsta sau nu. Presupunem că sunt murături, presupunem că sunt beciuri, presupunem că sunt depozite, adică și ce-i corect. De ce sunt puși la grămadă cu ceilalți? Adică orașul e plin și lumea vede că nu e ceva care nu se știe că la piață, în garaje, sunt subînchiriate, să știe că se face comerț, să știe că se folosește ca depozite, ca ateliere, ca cizmării și alte chestii. Dar de ce să plătească la un loc cei care sunt corecți cu cei care, mă rog, au găsit o sursă de schimburi din a folosi garajul? Să nu se admite. Acolo sunt 79 de garaje în zona asta Primăverii. Să spunem că ar fi 5 care nu își folosesc destinația corectă. Să se ia măsuri exact pe alea 5. Urmăriți toți locatarii pentru unul sau doi. Sau dacă nu au un aspect plăcut, îngrijit, vă rugăm frumos ca de la primărie să ne se dea un model agreat și un termen de 3 luni, 6 luni, care noi să le aliniem la modelul agreat de primărie să aibă un aspect plăcut orașului. E uniform. Adică noi vrem să cooperăm, să fim de bună credință, dar în același timp vrem să și fim înțelepți să nu fie distruse aceste garaje. Din cauza că pe un garaj cu suprafața de 15 metri, garajul are o lățime de 2,7 metri,
cu adâncime de 5,5 metri. Asta înseamnă o suprafață undeva de 15,2-15,5. Primăria încasează în jur de 700 de lei. La 79 de garaje se încasează pe an undeva la 55.000 de lei, 550.000. Ori dacă se fac parcări neacoperite, parcare sub cerul liber, se pleacă de la 200 de lei locul de parcare. De la 200 de lei în loc de parcare să ajungi la 700 de lei, asta înseamnă 3,5. Adică se înmulțești de la 79 de locuri, înmulțești cu 3,5, trebuie să ajungem undeva la 240-250 de locuri de parcare. Ceea ce nu cred că se poate realiza pe suprafața respectivă. Având în vedere și spațiul verde care este, sunt copaci maturi, cireși, nu, te, care protejează locatarea acelor blocuri. Vă rugăm să-mi prezentați poziția dumneavoastră. M-ați dat punctul de vedere sau vă? Așa cum am spus, am de constituării mei, reprezentanții primăriei, pot urmări cei care în garaj au alte destinații și se poate rezilia contractul. Se poate rezilia contractul. Cine, fiecare proprietar de garaj se deschidă și arată că acel garaj este liber sau mașina este în garaj. Dacă nu se spune că celălalt soț e plecat cu mașina, dar se vede că acel garaj este liber, și oricând intră mașina în garaj. Mai sunt niște aspecte care au fost observate și au fost trist când am observat. Nu e o chestie care mi-o doresc. Unu, în toate filmările care vorbește de problema garajelor, s-a filmat la fundul garajelor, pline cu grafite, cu picturi, cu chestii. Unii cei elevii de la Iunescu fug și fumează în pauză de acolo, desenează și arată spiritul artistic și tot așa. A doua, am avut surpriza de 3 ori la rând să găsesc oameni de la Urban Serv, nu știu cine i-a trimis acolo, sunt mătrui efectiv pietrișul din stradă, în ușa garajului, doar ca să dea senzația în cartier că garajul respectiv nu este folosit. De 3 ori am prins și odată chiar am prins, era cu un angajat de la SRI, i-am văzut cu mătroaiele acolo, am fugit spre ei să-i prins, s-au ascuns după garaj. Deci nu este normal, nu știu cine i-a pus să vă mătrui nisipul ăla și tot ce s-a sunt pietrișul din stradă, să mi-l care intenționat în ușa garajului ca să dea presei și lumii senzația că garajul ăla nu este folosit. Și după aia, în altă zi, mă duc la garaj și mi se strâng în stradă, a, o să vă trimit garajele, meritați chestia asta. Dar stai puțin, dacă eu am toate actele la zi, concesiunii de 2000 de lei plătită la zi, adică nu e o sumă modică cum s-a spus în presă, de ce să urle la mine pe stradă că așa merit? De ce să urle? De ce au apărut cetățenii de acolo să-și dea în cap unul altul că eu am mașină, dar nu s-o parchez? Dar tu, când vine primarul și-l dă cu buldozerul, așa meriți, așa trebuie. De ce am ajuns la chestia asta? Acum, în garaj, acolo, deci acum în cartier, cu 3 persoane mi-au strigat chestia asta. Deci nu e uman, deci e inuman. Chestia asta cu campania asta dură și agresivă, că, vai, eu surâți, sunt cele mai urâte din oraș. Eu cum pare eu că dacă mergem acum cu toții pe bar cu tineretul unde sunt garaje, eu nu cred că sunt cele mai urâte din oraș. Asta de lângă Mihai Enescu. Și faptul că presă s-a filmat, toate fi filmat, dacă vreți, toate videoclipurile și toate din presă, fundul garajelor. Dar eu intru cu mașina în fundul garajelor, eu pot să-l pozez pe elevul de la Liceu Ignescu care chiulește din ori și duce și fumează după garaj. Dar nu mi se pare, adică e o campanie denigratoare la cei care au acolo. Și uitați-vă, suntem în majoritate în vârstă. Hai, fac excepții eu. Dar restul sunt vârstă. Adică după 20-30 de ani în care plătești un preț care nu este deloc modic, să ajungi să fii tărât prin presă și să spună despre tine, să arunce cu noi că, vai, plătești modic, meriți să fii așa, ții murături. Dar ții murături, afirma asta, dar poți să fii dată judecată pentru asta. Dacă nu ai dovezi, poți să spui că ții murături acolo. Dar ce o murătură stă în garaj la temperatura asta, că faci botulism, faci mama dracu, ce e boală. Păi o boală se coace, nu știu, cauciucuri se coacă în garaj de tablă, dar nu murături sau mâncare sau mobilă sau ce mai spun oamenii prin presă și în clipul de care s-au făcut reportaj. Dar nu se poate așa ceva. Suntem proprietari din credere, de peste 20 de ani, cel puțin majoritatea avem concesiuni, iar actele adiționale semnate anul trecut certifică că vom avea această concesiune până în 2025. Deci este valabil actul de proprietate asupra pământului până în 2025. Concesiuni. Deci nu va intra nimeni